prietenul meu și totodată prietenul dumneavoastră. Este locuitor al comunei Baia de Criș. Este un om care s-a născut aici, a făcut liceul la Brad și mai presus decât orice, respectă oamenii. Este cel mai bun prefect pe care l-a avut județul Hunedoara în istoria sa. Și dacă a demonstrat că este cel mai bun prefect pe care l-a avut județul Hunedoara, credeți-mă că va fi și cel mai bun președinte de Consiliul Județean pe care îl va avea județul Hunedoara. Partidul Național Liberal a generat oameni buni, oameni destoinici. Îi vedeți aici în spatele nostru. Dar a generat un produs Țara Zarandului și Baia de Criș și nu în ultimul rând liceul de la Brad, liceul Avram Iancu, pe care l-aveți aici în față. Un om care în decursul carierei lui profesionale a arătat că poate să o parcurgă pas cu pas, într-un mod coerent și sănătos, în mari centre universitare, învățând și rafinându-și educația profesională. Ulterior, cei 7 ani de acasă pe care i-a dobândit aici, acasă, au determinat ceea ce înseamnă evoluția lui. Evoluția lui umană. Evoluția pe care ne bazăm astăzi cu toții. Cel mai bun prefect și din 9 iunie, cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul oamenilor, pe care dumneavoastră îi veți convinge, cu ajutorul oamenilor pe care noi îi convingem, cu ajutorul acestei echipe minunate și cu argumentele pe care le avem, vom avea președintele liberal al Partidului Național Liberal la Consiliul Județean. Acum, cred că este momentul să-i dau microfonul candidatului nostru la președinția Consiliului Județean și viitorului președinte și o să rog să vă spună câteva cuvinte. Vă îmbrățișez cu drag și vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Mulțumesc, doamna președinte, pentru Stănescu, domnilor primar, domnilor viceprimari, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor membri ai Partidului Național Liberal, stimați simpatizanți ai Partidului Național Liberal, dați-mi voie să mă înclin în fața dumneavoastră. Dragii mei, de la Brad au pornit două revoluții și a pornit prima dată Horia la amestreacă cu lancia și apoi Avram Iancu cu toată armata lângă el. Au avut curajul să se bată cu același imperiu până la urmă și nu le-a fost frică. Și astăzi vreau să vă spun că vreau să pornim și noi a treia revoluție, și anume revoluția schimbării în județul Hunedoara, revoluția care trebuie să ducă județul Hunedoara acolo unde este locul lui. Acolo unde putem să stăm drepți, cu demnitate, în fața tuturor și să le spunem că suntem adevărați români, că suntem adevărați moți, că luptăm pentru fiecare om în parte, că încercăm să le facem viața mai bună, că încercăm să le ajutăm copiii, să le aducem copiii acasă, să le creăm locuri de muncă, să le facem o viață mai frumoasă, să fie mândri de ceea ce sunt. Cu voi, dragi moți, dragi prieteni, dragi locuitori ai Țării Zarandului, pornim astăzi oficial a treia revoluție. Și această revoluție o vom porni pentru că dorim să dăm la o parte ce este rău și să punem binele. Binele care trebuie să triumfe întotdeauna, binele care trebuie să fie mai presus de orice și mai presus de tot ceea ce înseamnă traiul bun, tot ceea ce înseamnă viață liniștită, tot ceea ce înseamnă liniștea sufletească, tot ceea ce înseamnă familie, tot ceea ce înseamnă omenie, toate lucrurile astea care trebuie să ne înconjoare.
Eu nu pot de unul singur, pentru că nici Iancu n-a putut de unul singur, nici Horea n-a putut de unul singur. Și când au avut gloanțe, au făcut turnul din Cireș. Și toți au bătut cu un imperiu, pentru că au avut demnitate și au avut onoare și au vrut să fie liberi. Libertatea este cel mai presus lucru care îi se poate întâmpla unui om. Și vedeți că din ce în ce unii încearcă să ne pună pumnul în gură. Și eu le spun foarte clar și foarte răspicat că nu vom lăsa pe nimeni să ne pună pumnul în gură. Pentru că vrem să fim liberi, dragii mei. Vrem să ne conducem singuri. Vrem să ne creștem copiii. Vrem să mergem la muncă. Nu vrem să întindem mâna. Dar asta înseamnă că trebuie să fim sprijiniți, ajutați și să încercăm să clădim în fiecare zi, în fiecare oră, în fiecare secundă, o viață mai bună pentru noi și pentru familiile noastre. Nu se mai poate în ritmul ăsta. Ei doresc să ne țină cât mai săraci. Ei doresc să ne țină cât mai încătușați. Ei doresc să facă tot posibilul prin furt, prin mijloace mai puțin ortodoxe, să pună mâna pe fiecare om în parte. Eu vreau să le spun că nu au cum. Pentru că noi suntem ăia care ne luptăm și suntem drepți și avem suflet de român. Suntem cei care facem tot posibilul să ajutăm oameni.